Dragi oameni buni, este ora 5:20 dimineața, trebuia să descarc aici. Uitați-vă și voi că ce făcui. Ce făcui, nu știu dacă făcui eu sau cine-i de vină. Aia măi, grav. Să răsturară paleții cu marfa aceea în curte la ăștia, o să mă bat. Aute și tu. Na, te știu. Aute și tu. Picară din remorcă, să mă bată, mă. Bată cucu dacă știu cine e vinovat. Cine e vinovat la treaba asta? Ha! Ha! Hai de capul meu, mă, o să-mi fii prelat. Na! Așa ceva. Așa ceva să mă bată mama și în direct și în reluare. Așa ceva nu vă duc. Cine e vinovat pentru faza asta? Bă, eu spun că nu. Ha. Ce te tragedie. Nu știu ce să zic. Ce să pot să zic? Auzi și tu ce să dărâmă ăștia pe cia, bă. Mă închid golean ca vine să nu pice vreun pale de la pe mine. Veniră ăștia nervoși aici așa. Îmi spuseră să-mi iau casca, să-i că îmi pare rău. Începură să țâpe, să facă o râză, că îmi pare rău iară că nu realizai. Nu pentru vânt, că bătu vântul. Că îmi pare rău că n-a fost să-i casca, că de-aia mă certară. Mă certară, vreau să mă bată, vreau să facă în cură, în cur, în alea. Eu spune, bă, în cur nu umblu. Faceți ce vreți voi cu mine, dar în cur nu umblu. Acum, ci că îmi pune marfa înapoi. Stau colea cu minte și tac. Ia uite și tu ce, ce trâncă necutile prin curte, că se răsturoară paleția picară. Hai de cap, hai de cap, meu, bă, băiat. Nu realizai, mă, ăsta cu forkliftul, nu-mi spusă nimic. Semne nu sunt pe nicăieri, că fii atent și care e procedura. Ca e, procedura e în felul următor, ca să știți și voi cum e procedura. Deci tu n-ai voie să stai jos între timp ce ei te descarcă. Deci normal procedura e în felul următor. Te dai jos, desfaci lateralele și n-ai voie să te dai jos atâta timp cât sivuitorul umblă pe lângă tine. Regulă. Înțelegi? Asta înseamnă că eu nu făcui nimic care să se abată la regulamentul de ordine interioară. Regulamentul de ordine interioară este stai în camion cât timp te descarcă. Și cu casca în cap în camion ca să nu spice ceva de sus. Pentru că e working area. Acum vor să-i pună înapoi paleții aia. Ia să sun eu un birou, bă, să vedem. Să sun eu un birou, să mă întreb, să vor o țără cu ăștia mei. Să vedem ce zic, o fi careva, e 5, s-a că sunt deja. Asta o fi eu, cu 19 la sfârșit, ăsta are că e. 19 la sfârșit. 19, 9. Nu e ăsta, bă. Nu, eu stau, ia să vedem. 19 la sfârșit. 19, nu. 2, 3, 16. Ia. Yeah. Morning, buddy. Do you hear me, pal? Yeah, I go. So, I'm Adrian, I'm in a beer factory. So what happened? Yeah. I've been open both sides and been strong wind and blow some pallets down from the trailer. Wonderful. So I've been making a lot of pictures. If you have WhatsApp on this number, I'm gonna send to you. And what they say, they're gonna put some pallets back on me. Yeah.
That's all right for you. I didn't do nothing wrong, so nobody told me to don't open. Usually we need to open both sides and stay in the truck, so I did my job. After that, the forklift driver just come at me and show me the problem, so I didn't realize about nothing. Just send us the phone, also, if you want, please. I gonna do it now, no worries, Paul. Alright. And I gonna still stay here, maybe you can get in touch with them about that. Because they tried to put a load now in my trailer back. So if you are not happy with that, what can I do? I told them to don't do it, or... I'll make a speech or the people who give us the work. Just send me the pictures and leave it with them. Alright, Paul, no worries, buddy. Thank you. Cheers, set up. Băi, e complicat să lucrezi într-un office, bă. E complicat rău să lucrezi într-un office, bă, băiatule, bă. Acum apucă-te și... Apucă-te acum și gândește că trebuie să te vorbești cu ea. Lasă-te să mă duc să le spun jos, că să nu se apuce, să nu zic. Să nu pună marfa înapoi. Am cu cine să vorbesc. Mamă, toată... Curtea, bă, au și tu cu-n trâncă în ăștia. Mă pune ăștia, ce râsul? Dar e de plâns, nu că e de râs. Hai că trimis să-i 13 poze. Au și tu, bă, băiatule. Fa, ăștia încarcă la mine, bă, băiete, bă. Eu nu plec de aici, eu stau aici. Eu ascultă fără instrucțiuni. De ce am de făcut cu viața mea, nu plec de aici. E 5 ceasul, bată mama. Cine-i vină, eu? Pune și voi acum. Cine-i vinovat, eu? Păi de unde știu, eu trebuia să facă și eu un shed aici. Cumva să acoperi la descărcare. Cum, până nu se... Așa, până nu creează niște condiții. Până nu își scoate vreunul wiki sau își dă vreo lovitură din aia. Pe mine mă înjură așa? Că pe mine mă înjură, bă. Bă, ei sunt nervoși în general. Nu e safe for me să mă dau jos, bă. Vă spun. Nu e siguranță pentru mine. În sfârșit, pentru prima oară în viața mea, folosesc și o siguranță asta pentru interesul meu. Cu ce crezi și eu, mă, până la urmă? Eu deschid laterale, ca așa e regula. Deschid laterale și eu în camion, ei descarc. Și descărcând, ce se întâmplă? Bum! Eu fusei pe ciocanele. Așteptam. Dacă mă scărcau mai repede, nu se răsturna. Asta e o jumătate de oră aici. Mă dau jos să vedem. Să vedem cum ne împăcăm. Auzi, bă, că e vina mea, bă, băiatule, bă. Așa sără că e vina mea, bă. Așa sără că e vina mea, bă, băiete, bă. Auzi, că cine n-au să-i casca încă. Când văzut ăsta, am văzut jos fără cască. La un moment dat. Bă, eu nu cred că e vina mea. Bă, eu sunt responsabil pentru încărcare, da? Până când? Până în punctul în care sunt aici parcat. Când m-am parcat aici, am desfăcut lateralele. Da? Sunt pe ciocănele. Nu e vina mea, mă, eu nu cred că e vina mea. Eu vă spun drept. Nu este vina mea. Regula e în felul următor. Te-ai parcat. Ai deschis lateralele. Ești pregătit pentru descărcare. Înțelegi? Eu mă pregătit pentru descărcare. Că lua rei din paleți și că așteptară 10 ore să ia din paleți și că să dărmară paleții. Dacă eram pe LTD, voi vă dați seama că ăștia facturau. Te trezeai că fac, dar nu ca asta, e vorba despre asigurarea Murphy, bă. Că ăștia, chiar dacă sunt cutiile goale, sunt foarte scumpe. Hai să intre asigurarea Murphy.
Dar spuneți, bă, voi acum e vina mea, mă? Se poate interpreta pe cine, bă, cel mai prost de pe toată schema asta de, de pe tabla asta de șah. E șoferul, bă, vezi de treaba ta. Hai de capul meu ce adună ăștia la cutii de pe jos. Adunați, bată-vă norocul să vă trebuie să puneți. Pune mâna și pune semne. Pune semne că n-ai voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie aia, n-ai voie aia. Trebuie să pie indicatorul acolo. Când veni ăsta să mă descar și ce nu, să închide un lateral. Când mă parcai, când semna actele, uite, actele eu le-am semnat. Eu actele le-am semnat. Da? De ce însemna așa actele dacă nu mă pusăși? Actele eu le-am semnat. Na. Întrebarea e în felul următor. De ce semnași mă actele și te apucai descărcat? Ia mă să fac o poză la actele ăștia. Așa. Deci, dacă fu ceva în regulă cu marfa, că mă pusei prost, da. De ce veniți mă și mă de apucai descărcat până nu stiu să închid un lateral? Aia e întrebarea mea. Nu, că nu mă las eu așa ușor la ăștia, bă. Veni ștapărul, lua actele, da? Și le semnă. Trebuia să spună, bă, nu faci bine ce faci, da? Că mă parcai cu alea și nu să știu eu că bate vântul acela ei în încăperea asta, că mă gândeam că au și adăpost, au... Eu nu mă pricep în încărcă de scărcări din ăștia, nu mă pricep. Întrebarea e, de ce îmi semnași tu actele și te apucai să mă descarci? De ce nu stoși, bă, muie, închide un lateral, da? De ce? Pentru că e așa, 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 așa. Mă lua el după mine după ce mă speriei și mă duci jos fără cască în cap, că n-au văzut nici casca? Ăsta e frustrat, mă, de lăsând ea, oricum n-are ce să... Mie n-au ce să-mi facă. N-au ce să... N-au ce să fac pentru că nu e vina mea. Nu este vina mea, ăștia bumbunesc atât. Eu nu mă mișc de aici fără instrucțiuni din office-ul meu. Nu mă dai pe mine afară de aici. Puneți mâna și strângeți pe jos toate canurile ăștia care le vărsară, că ștapărul trebuia să vină la mine, spune, bă, muie. Eu sunt condus noapte, eu sunt șofer. Eu, datoria mea e să aduc marfa din punctul A în punctul B, da? Aici, că trebuia să știi cu ce marfa ai de-a face, că tu te scași de ăștia. Mă, muie, închide un lateral. Închide un lateral. Veneai și spuneai frumos și nu închideam, da? Nu vii tu semnezi actele, frumos te apuci de scărcat și după aia vii și mă chem să-mi arăt că ce? Că s-a spart să te duci pe jos? Nu e vina mea, mă, eu nu mă bag. Vina mea nu e una la mână, doi la mână, eu nu plec de aici până nu primesc instrucțiuni. Asta se sună iar în companie, să-ți spun că așa zic că e vina mea. Da, așa. Ocupat, mamă, ce stresat sunt și ei de pomenește acum, doamne, mâncața asta. Tălpide, bă, e greu să fii șofer, pune-ți mai și învățați carte, bă. Pune-ți mai și învățați carte, că uitați-vă cum toate se sparg în capul nostru, în capul meu. Ha, ne mânca, auzi că e vina mea. Mă, da, eu înțeleg, eu sunt eu prost, da. Da, eu sunt prost, eu sunt șofer, eu sunt, merg noaptea, chelbuș cu ochii închiși, cu ochii deschiși, la... Star la 9 noapte, toată noaptea sunt condus, toate... Bă, dai eu că ajuns aici. De ce însemna șmachtele? De ce însemna actele? Nu că și dacă e, eu plec. Actele le-am semnat, mă doare la bască. Îi las să facă curat că nu pot să trag prelata, am actele semnate și mă fac chiduș. Ai da, ok, și o tai. Nu e, bă, de râs, e de plâns, bă, băiatule, bă. Dar ce mă amuză, nu că mă amuză, că mă și strictirește. E că vine la și spune că e vina ta. Asta nu e, asta e, ca să înțelegi, din punct de vedere mental, omul e prost. De ce? Pentru că în cazul în care era deștept, aborda altă strategie. Da? Era mult mai calm, mult mai friendly, trata totul cu relax. Oameni inteligenți, să știți de la mine, nu se enervează și nu critică. De obicei sunt foarte calmi, analizează totul la rece, nu vine să te arate pe tine cu degetul și te fac din pix eventual. Dar niciodată nu vin că e vina ta, e vina lui ăla, e vina lui ăla, e vina lui ăla, știi? Până la urmă tu la siguranța trebuie să intri să... Asta marfa. Problema e unde duce marfa de aici. Aia este mai marea problemă.
Unde o ducem de aici? Că înapoi în portul de unde o luai, din e-port, la Doncaster, nu poți să o duci. Nu cred că poți să o duci acolo înapoi. Mă gândesc. Și cum e așa acum remorcă, să, mi se frică că se dezmembrează și toată remorca o să fie vraiște când ajung acolo. Sai de capul meu. E greu, e greu, tata, e greu. E greu, aia. Do you hear me, buddy? Okay, yeah. So, what happened? They start to blame me for the cans. And right. And that's not right for me because I just came here. I've been asked to put in bay 20, yeah? The forklift driver came at me and signed the paperwork. Yeah. Didn't told me it's not it is something wrong or something like this. I've been in the at that moment when he signed the paperwork, I've been with both sides open. So, and now they blame me, but why they didn't told me about open just one side, not both sides? And says on the, they says now on the paperwork, it is my fault. And I'm not agree with this. I'm not agree. Did you open both sides, did you? Yeah. But I don't know what the process is there, to be honest, but I, you only seem to open one side. I didn't know. They don't have a sign on or something like this. I've been driving all night or I just got here. I didn't realize about the wind is too strong. Have you not been there before? I've been here before, but never happened. What have you done? Well, take it, you've opened both sides before and it's not been windy. You've just been lucky it's not been windy. In fact, I didn't realize the wind is so strong. But why they signed the paper? They supposed to let me know. Right, have they put some stuff back on you then? Yeah. Right, okay. 11 pallets. How many? 11. 11? 11, yeah. Fucking hell. Because they didn't, at some point when some of them fall down, I think 5 or some, not more than 5, they didn't want to take the load anymore, I mean, many of them are still good in the front, but they didn't want it. So if they took anything off your load then? They take some pallets. Right. Some of them fall down. Some of them just been fall off on the ground and they clean the ground and throw it, I mean. You know? And some of them just send it back. Right, I'll need you to just put something in writing when you get back. Just because obviously, I'm guessing it's to myself, more will come a bit, so. Right, just need you to fill somebody in when you get back. So it's my fault? Okay, well, I don't know, from what you're saying, I don't know what the process is there, but if you're only supposed to open one side of the curtains, I mean, they should be telling you. They should be telling me, but why they came and signed the paperwork? Right. Because they have a sign here on the paperwork. They supposed to let me know I'm doing something wrong because I didn't realize they have no sign. Nobody told me about the wind, and I was thinking here in between the buildings, it's not a strong wind, you know. But the forklift driver supposed to told me to close one side. I know it's my responsibility to came with the load safe here in this place, but at this place we have a rule. We cannot stay down there when the forklift driver take the load off from the trailer. So you need to be in the cab. Right. Okay. Right. Well, just, well, there's not a lot we can do now. So you know, just bring that back then, and we'll have to give it over them. All right, Paul. We'll get a statement from you when you get back to put it in writing and then we'll put it there. All right. No worries, buddy. See you later. All right. Thank you. Cheers. E vina mea, ce să... Deci ca concluzie, dragi oameni buni, una singură poate fi luată. Învață alții din greșelile mele. Aveți mare grijă, marfa este foarte ușoară. Eu nu realizai că bate vântul. Nu realizai că vântul poate împinge paleții și îi poate doborâ.
ăsta care a fost manager aceea foarte agresiv, întrasă de ușă o dată, mă, zic că, bă, mă și lua de la atunci. Sorry, sorry, sorry. Păi dar nu vii și într-o așa de ușă, bă. Eu nu realizai că marfa poate cădea din remorcă, totul pică în capul șoferului. Veniră în semnare aici jos, după cum vezi, semnarea actele aici jos, da? După aia veniră scrisă aici sus. Până la urma urmei, cum v-am spus eu, bossul e ăla care cumpără marfa, adică ei, și restul sunt subordonați. Adică subordonantul este cel care face marfa, următorul după el, și transportatorul e la mijloc și cel mai prost din curtea școlii șoferul. Nu-mi de râs, băie, de plâns, bă, băiatule, bă, hai că mi se întâmplă și asta, bă. Bă, dar ăla nu putea să spună, bă, că eu nu realizai, bă, dar ei au mai văzut de ăștia, bă, viața mea, bă. Iar trebuie să aibă regulă ca să nu mă descarce. În caz că... Nu, eu sunt foarte, foarte mâhnit pe treaba asta, că eu nu cred că a fost vina mea. Bă, vă dați seama că vii până în locul de descărcare, ajungi aici în locul de descărcare, te pui. Măi, s-a apucat să-mi spună că n-aveam nici cască când mă duc o dată jos, că mă duc, am dat jos și n-aveam cască. Că-mi spusă că nici n-am avut cască în cap. Hai că mă îngăsesc voi dacă este. Intrați cu tot, vă dați pe cameră că intrai în curte și nu purtai centură înăuntru. Și poate îi fezări și cu o milă limita de viteză și mă îngăsesc ceva. Vorbești, bă, băiatule, bă, ăștia, a, vrei să te faci șofer de tir? Aceea este în realitate. Dacă ajuns să rădouze din așa de bere de Stella Artois și pe stradă. Mi-e frică acum, știi, mi-e frică. Că rămâsă de vreo câțiva palețe înăuntru. Aia care fură mai deme de așa, mi-e frică ca să nu se aleagă praful de ei înăuntru, acolo, în remorcă. Nici nu puteți să-i pun niciun fel de chingă. Era bine să-i pus una Nix interioară, dar interioarele mă pus ăla la încărcat să le dragă în față. Pe toate, știi? Ce urmează? Îmi diseră că o să mă pună să completez ceva acte. Asta înseamnă că intră asigurarea. Asigurarea plește pentru transportul ăsta. Acum eu degeaba caut să dau vina pe forklift. Trebuiau să fie semne mari peste tot. Trebuia să fie regulă un side open, un side ăsta. Că nu poți să spui că a fost vânt sau nu a fost vânt. Că eu pot să zic că nu fost vânt când ești în lateralele. Știi? Nu vă vând când fuzei de exteratoarele. Și după aia s-a pus să vând un timp ce eram în cabină. Înțelegi? Eu așa o să și spun. Că nu vă vând când mă apucă eu să desfac lateralele. Dar într-o dată veni vânt. Cea mai sigură manevră ar fi în felul următor. Să creeze regulă de ordine interioară decât o parte deschisă. Nu ambele părți deschise în același timp. Înțelegi? Ca să fie cât de cât. Eu sunt căpșit de somn. Asta mă între eu, uite, am început la 9 seara. Asta mă între eu să mă cer cu voi. Pe aici. Bă, și bine că nu mă certai cu ăsta, că vreau să nu-i mai dau actele. Că întrebai, zic, bă, dar de ce semnarăți, bă, actele, bă? Bă, dacă fusei proști și scrieam în două laterale, de ce semnarăți, bă, actele, bă? De ce semnarăți, bă, actele, bă? Dă-mi actele, nu vrei să dai actele. Eu actele până la urmă, zic, bă, de ce să agravez problema, mă, să mă cer cu ăștia pe genul, îmi dea și bani. Știi? Să-mi dea și bani în site. Că... Cum se termină cazul? Asigurarea plătește paguba și la revedere. Așa se termină cazul. Dar dacă cumpliți treburile, se termină mai grav. Înțelegeți voi? Ha, e capul meu. Putea să fie o duminică, adică e luni dimineața, e o duminică noaptea, practic, începui la ora 9 seara și așa se termină o duminică luni. Pă, băiatule, bă... Dar uite ce bate vântul. Uite ce bate vântul, că zici că mă răstoarnă, am mers. Știi? Și acum unde duc marfa sau duc înapoi acolo, mă? Ța, bă, numai treburi complicate, bă, numai... Și totul pică în spatele șoferului, bă, băiete, că cu aia la fabrica de bere n-ai ce vorbi, că ăia nu vorbesc cu tine, mă. Ăia nu te bagă în seamă, ăia scriu pe acte și la revedere. Știi? Și acum remorca rămâne în curte până să până intră asigurarea, până intră, fai. Ca să vedeți și voi din o simplă neatenție, măcar a fost răs și învățat din pățania mea. Dacă încărcați cutii din astea sau marfă de obicei ușoară,
Să aveți mare grijă că bate vântul și o împinge din remorcă. Bă, dar nu realizai, bă, că o poate. Dar ce se întâmplă? Vă spun ce se întâmplă. Ăsta lu un rând de palezul pe o parte. Aia se întâmplă. Uite mi locul ăsta cum accelerează. Păi dacă pun semnalizarea, nu mai accelera, bă, bate de norocul să te bate. Lu un rând de pe partea dreaptă, eu nu mă duc jos. Că regula e în felul următor, n-ai voie să dai jos atât din cât asta descarcă. Și când rămân să numai un rând de pales pe o parte, atunci bătu vântul și pe ea din stânga e împinsă. Deci dacă erau doi câte doi, nu împingea. Dar asta lua o parte și eu nu mă duc jos pentru că știam că mă gonesc. Că m-am mai dus, mai dau cea jos. De obicei mă gonesc, știi? Oh, da! Deci, dragi oameni buni, în legătură cu... Bă, băiatul! În legătură cu accidentul, după cum vezi, nu mergeți acum. În legătură cu accidentul din acest vlog, eu fac vlog mai finit o parte, mai pe seara, să vă mai explic o chestie. Ce uitasem să vă zic în felul următor. 1. Dar bă, becurii ăsta, bă, atât norocul. Nu mă știu până mergeți pe unde sunt becurile, bă. 1 este noaptea, seara este târziu, este și cerul e albastru. Pe aici e, pe aici e. Da? 1. Există posibilitatea de liability insurance. O asigurare care te pune agenția în caz că ești el din să o faci. Și acolo ar putea să spună sula în coase să plătești cumva să intre asigurarea aia. În caz că da. Dar nu este o regulă neapărat, mai sunt și agenții care te mai compătimesc. 2. Ce urmă după întoarcerea mea în garaj, în felul următor. Dădui notă explicativă în scris în legătură cu ce s-a întâmplat. 3. Nu fusese certat nici măcar o leacă. Este o parte din vină, puteam să evit eu într-o oarecare măsură dacă știam și dacă realizam faptul că vântul puternic poate duce în punctul ăsta. Da? Trebuie să-mi recunosc, nu pot să mă disculp total pentru că e și vina mea. În altă ordine de idei, nu pot să mă nici prea inculp din cauza faptului că nu pot să pui atâta responsabilitate nici în capul șoferului. Înțelegeți? 3 sau 4, nu știu care erau. Ce pot să vă zic e în felul următor. Că eu cred totuși la bază, o să mă și în comentarii ce părere aveți despre incidentul ăsta. Și chiar vă mulțumesc că ați devenit membri număr mai mare de când am început să filmez mai rar. Și de când am început să mă chinui cu nopți băgate. Mă cul dimineața, mi se horăcă e oichiu. Va așa, știi? Nu pot să mă inculp din cauza faptului că, gândiți-vă și voi, dragi oameni buni, locul de descărcare n-a fost unul sigur. Și eu m-am pus în locul de descărcare, dar de ce ei au acceptat să înceapă procesul de descărcare având în vedere faptul că nu era în siguranță să se înceapă? Deci eu eram în cabină, gândiți-vă în felul următor. Și eu cred că nu o să le meargă șusta cu vina mea. Eu totuși cred în prostia mea. O să mă uit ce credeți și voi, pentru că eu nu știu, nu mă pricep la cum funcționează aceste asigurări. O să mă uit să văd ce credeți și voi, probabil voi ați mai trecut și voi prin din ăștia de care trec și eu acum. Și probabil nu o să mai treceți în cazul în care vedeți vlogul ăsta. De aia v-aș ruga să dați like-uri multe și să scrieți păreri în comentarii, așa fel încât să ajungem la multe persoane. Să știe toată lumea că se poate ajunge aici dacă transportați mărfuri din astea, să fiți mari atenți. Că e grav, e grav, e grav. Uitați-vă și voi cum se poate dintr-o mică neatenție, bum, pică marfa jos. Și ia și adună-o de pe jos, știi? Înțelegeți? Da, Reability Insurance, dacă nu sunteți LTD, s-ar putea să mergeți la companii la care să vi se pună sula în coaste. Acea Reability Insurance te poate ajuta. Acum nu știu cum funcționează neapărat, eu am auzit că există și unele agenții chiar își cer să-ți faci când te angajezi cu LTD. LTD nu are rost să vă mai spun ce înseamnă, pentru că probabil știți. Ce mă, n-am prize care să funcționeze pe aici. Bată-le norocul, păi și eu cum bag? Încă GPS-ul n-am nevoie neapărat că în soara asta ce fac ăștia cu mine noaptea asta, fac în gură, fac în cur. Uiu, Doamne! În seara asta plouă ca în codru, să vă închipuiți odată la mână, doi la mână. Închipuiți-vă, dragi oameni buni, că plouă și bate vântul și eu trebuie să fac șantăreală. Deci descarc acum la fabrica de bere 3 remorci, după care mă duc în Halifax cu una. Deci o să fie, seara asta fac spumă la curf, spumă la rea, spumă la. Deci cam atât vreau să completez vlogul ăsta, nu-mi zise absolut nimic. Mie totuși nebunia mea cred că nu fusei total vinovat, din cauza faptului că, de ce? Dacă sunteți persoane care urmăriți destul de des acest canal, dar mă duceam cu hârtie din aia supraetajată, deci mai puteți să trageți o concluzie. Faptul că putea să pice paletul pe tine din cauza vântului, știi? Deci aveți mare grijă. Mă duceam cu hârtie de aia supraetajată cu cărămle cardboard din ăla, la o firmă jos în Colchester. Și dacă vă aduceți aminte, v-am făcut eu un vlog că ne obliga să purtăm o cască pe cap. Pentru că i-a dat unul o cataramă în dinți și a spart dinții din gură. Știi? E, după ce i-a spart dinții din gură,
Firma D, unde s-a întâmplat accidentul cu spargerea dinților din gură, a fost obligată într-o oarecare măsură să acopere locul de descărcare și, într-o oarecare măsură, n-au mai vrut să ne descarce pe noi până nu am purtat cască pe cap. Acum, întrebarea mea este, la ăștia este în siguranță să descărcăm? Nu ar trebui să facă și ei ceva de genul? Adică, eu m-am dus din punctul A cu punctul B, eu totuși consider că nu e vina mea cu accidentul. M-am dus din punctul A cu punctul B cu camionul, mi-am făcut treaba, l-am ținut pe drum. Acum nu pot, mă pun în locul de descărcare, descar lateralele, sunt obligat să stau în cabine din, conform regulamentului de ordine interioară și tu spui că e vina mea în caz că bate vântul și îndoboară paleții? Nu mi se pare corect să spui că este vina mea. Cam atât vreau să spun pentru acest vlog. Eu vă mulțumesc pentru că l-ați urmărit și probabil vă mulțumesc în cazul în care l-ați urmărit până la capăt. Ce să vă zic? O zi minunată și aveți și de trupurile voastre și probabil ați tras și voi o concluzie din învățătura mea. Din, o învățătură din concluzia mea. Stimă vă. Dați și mie un follow pe Instagram în cazul în care vreți. Vă pup. Să vă abonați la clopoțelul în cazul că n-aveți clopoțelul activat, pentru că încă sunt foarte multe persoane care nu s-au abonat și urmăresc acest canal din umbră. Stimă vă.